Cele mai mari probleme sunt în Tismana și Stănești, unde porcii mistreți au făcut prăpăd. Din păcate avem probleme la... s-au copt strugurii, a început recoltatul la strugurii. În județul Gorj avem 3729 de hectare de vie hibridă. Inspectorul meu nu mai poate să facă față. În fiecare zi vin solicitări de la Runcu, Stănești și Tismana, în care mistreții au intrat și mănâncă practic toți strugurii. Mi-a explicat că, paradox, plâng oamenii că au muncit. Primarul din Tismana spune că localnicii sunt disperați. Animalele au făcut ravagii în vie, în ciuda eforturilor uriașe pe care oamenii le fac pentru a le păzi. Stricăciuni pe suprafețe mari de vie și daune care ajung și la 80% din cantitatea totală de struguri. Au pus aparate de radio prin vie, au pus garduri electrice. Ce să vă mai spun? Încearcă bieții oameni, toate metodele viile au fost culese crude ca să aleagă ceva, să mai se aleagă cu ceva bieții oameni. Nu se mai așteaptă maturizarea recolte. Nu mai lucrurile. Nu știu ce vom face. Reprezentanții de ADR fac rapoarte prin care se constată pierderile oamenilor, însă nimeni nu dă asigurări că aceștia vor primi vreun leu din partea statului. În experiența anilor trecuți s-au obținut fonduri vreodată pentru persoanele care au cultivat vie și au avut disperite pe urmă? Nu cunosc. Am înțeles că la Greu sau la Porumb, când a fost la Bălești, au fost mai mulți cetățeni și dacă au fost și au fost mai mulți, au întreprins probabil acțiune și am înțeles că ar mai fi ar fi despăgubiți. Atât reprezentanții agriculturii gorjene, cât și primarii arată cu degetul spre ocoalele silvice care nu au oferit hrană porcilor mistreți, animalele fiind nevoite să plece în căutarea mâncării.